Dar ce am venit de la cumpărături, intenționez să vă prezint ce am cumpărat. Astăzi este 31 ianuarie 2018 și de mâine intrăm în forță, de fapt din seara asta intrăm în forță în programul de slăbit, da? Haideți să vă arăt ce am Bun. cumpărat. Am luat un păstrăv pe care vreau să-l facem frumos cu lămâie. E foarte bun. Cred că o să-l fac mâine, îl bag la frigider. Am luat un piept de pui. Eu sunt obsedat de datele astea de expirare, chiar dacă uneori îl bag la congelator, dar important este să expire cât mai târziu. Am cumpărat un mix de semințe, nici măcar nu este scump. Conține inclusiv semințe de dovleac, da? Mai multe tipuri. E foarte tare acest mix. Mi-a fost foarte greu să găsesc alune care să nu fie sărate. Pentru că, după cum știți și voi, sarea te face să reții apă și nu e bună. În schimb, piperul negru ajută foarte mult inclusiv la procesul de slăbit, da? Așa că este foarte bun. Ia să vedem, de ce nu focalizează? Așa, tată, focalizează. Bun. Ce a cumpărat? A cumpărat niște grefe. Grefele sunt foarte bune. Poți să mănânci o grefă, două grefe pe zi, foarte bune. Favorizează procesul de ardere de grăsime. Am mai luat niște mere verzi, da? Ulei de măsline extra virgin. Rețineți, da? Când cumperi ulei, nu te zgârci. Nu există ulei extra virgin 20 de lei kilogramul, da? Este decât o mare țeapă. Îl cumperi, dai 400 din pe el, asta e el. Cumpără-l pe cel mai scump, nu-l lua pe cel mai ieftin. Pentru că e vorba de sănătatea ta. Vrei să fie ulei cu adevărat? Trebuie să fie de la 350 de mii în sus, 40 de lei în sus. Nu înțelegeți voi? Poate și chiar mai scump. Prefer produsele bio, deși nu garantez pentru cât sunt ele de autentice în materie de bio. Niște roșii cherry pentru o salată, ceva. Ce am mai luat? Ton. Da. Uneori rapid desfacem o conservă și mâncăm. Am luat cât un iaurt pentru tranzit, rețineți. Pentru slăbit nu este bun, însă unul nu strică. Are aici niște probiotice, bifidus. Da. Merge să mănânci unul pe zi, nu este nicio problemă. Banane, tot așa, nu se exagerează, mănânc una pe zi. Măslinele sunt binevenite, după cum știți și voi, uleiul de măsline face minuni împreună cu acest anșoa. Aici am două cutii, am cumpărat 10, da? Ce mai avem aici? Este filet de piept de pui. Cam asta este cu aceste cumpărături pentru perioada asta de definire în care intru. Vă țin la curent cu tot, cu kilograme, cu tot, cu tot, cu tot, da? Hai, v-am pupat! Și da, într-adevăr am slăbit. La 2-3 zile după ce m-am cântărit, atunci când aveam 85,6, la ultimul cântar, o să vă arăt și poza acum, în următoarele secunde, am 83 de kilograme. Acum e posibil să am și mai puțin 82 și ceva. O altă chestie importantă de menționat este faptul că am avut un concurs în Tabăra Reis, am postat asta și pe Facebook, cea mai frumoasă farfurie, așa s-a chemat. Cine a câștigat concursul a beneficiat de încă o lună de gratis de colaborare cu mine. Este vorba despre domnul Oprică și vă las să vedeți în secvențele următoare poza cu farfuria câștigătoare. Asta este și după cum vedeți arată absolut criminal. Felicitări, domnul Oprică! Urmează o altă masă pe care am pozat-o pentru că pozez și eu 90% din mesele pe care le am. La fel cum fac și clienții mei, o altă masă pe care am pozat-o când am mâncat omletă cu măsline. Să știți că la mine alimentația este mai simplă, o țin special sub control și mi-este foarte ușor să-mi țin poftele sub control în contextul în care nu mănânc foarte complex. Vă las să vedeți în următoarea imagine omleta făcută de mine. Cam asta este și în următoarea imagine, o singură imagine o să vă mai prezint. Ultima masă de ieri am decis să mănânc pește cu usturoi, da? Cam asta este, dragilor, cu acest vlog, cumpărăturile și așa mai departe. Am intrat la definire și rămâne să ne vedem și într-un alt video. Aveți grijă de voi, aveți grijă ce mâncați. Nu m-am stresat foarte tare, n-am mai aprins lumina acum. Asta e calitatea, e puțin mai slabă, dar important este mesajul pe care îl transmit și faptul că ne ocupăm aici de treabă, mâncăm sănătos, da? V-am pupat, aveți grijă de voi!